structura de rezistență a casei explicată pas cu pas. Structura de rezistență a casei prin metoda cadre este alcătuită din infrastructură, fundații inclusiv subsol și suprastructură, tot ce este peste cota zero. În primul rând, trebuie subliniat că infrastructura casei este vitală pentru o durată de viață ridicată a acesteia și pentru rezistența ei. Proiectarea structurii de rezistență este realizată de inginerul structurist și trebuie avizată de către un verificator de proiect de specialitate. Construcția clasică a unei case pe cadre prevede mai întâi realizarea infrastructurii și apoi a suprastructurii și după aceea ridicarea zidăriei. Vă vom ajuta să înțelegeți care sunt pașii corecți și ce riscați atunci când alegeți să faceți lucrurile diferit. Să trecem acum în revistă etapele realizării structurii unei case. Începem cu trasarea axelor principale ale construcției și materializarea lor pe balize. Decopertăm stratul vegetal pentru a putea săpa fundația. Acum putem realiza săpătura pentru fundație. Cota de fundare se stabilește prin studiul geotehnic. În cazul nostru, construcția se realizează cu fundație continuă, care este majoritar întâlnită în România. Primul strat de beton, numit de egalizare, se toarnă pentru a prelua neregularitățile terenului și pentru a ajuta la trasarea axelor și fixarea stâlpilor. Betonul de egalizare nu are rol structural și ca atare poate fi folosit un beton de clasă inferioară, de exemplu C8-10. Urmează armarea blocului și a grinzii de fundație, montajul armăturii pentru stâlpi în fundație și montajul armăturii, mustățile, pentru scara de acces etaj, acolo unde aceasta este prevăzută în proiect. Acum turnăm betonul în blocul fundației. Utilizăm, conform normativului și proiectului, beton de clasă superioară, respectiv minim C25-30. Blocul și grinda de fundație arată ca un T întors, în care blocul este partea orizontală a T-ului. În România, pentru structurile parter sau parter plus mansardă, se practică realizarea fundației din bloc de fundare din beton simplu și grindă de fundație din beton armat. Legătura dintre blocul de fundație din beton simplu și grinda de fundație din beton armat se realizează prin armătura longitudinală a stâlpilor. În toate situațiile, armătura stâlpilor trebuie să fie montată de la partea inferioară a blocului de fundare. Trasăm, armăm și cofrăm grinda fundației. Această operațiune se poate executa după circa 24 de ore de la turnarea betonului în blocul fundației. Urmează decofrarea grinzilor de fundații la interior. După aceasta se face realizarea umpluturilor compactate, respectiv pământ și pietriș, pentru pierderea capilarității sub placa parter. Montăm apoi stratul termoizolator și folia PVC sub placa parter. Realizăm armătura pentru placa parter. În funcție de încărcări, de compactarea pământului sub placa parter, de cota 0 și de calculul plăcii suport, se montează una sau două plase. După care turnăm betonul în placa parter. Se folosește de asemenea beton de clasă superioară, minim C20-25. Trasăm cofrajele și realizăm armarea pentru stâlpii parter. Fiecărei bare de armare trebuie să îi corespundă un colț de etrier pentru confinarea betonului din stâlp. Distanța dintre etrier pe înălțimea stâlpului se face în funcție de proiect și normativ. Apoi montăm carcasele stâlpilor parter. Betonul se toarnă în stâlpii parterului cu 20 de centimetri sub cota inferioară a grinzilor de nivel pentru a asigura realizarea mai facilă a armăturii grinzilor suprastructurii la fiecare nivel în parte. Aici se utilizează beton de clasa minim 30-37. Trecem apoi la montajul cofrajelor pentru placa și grinzile peste parter. Montăm armătura în grinzi și pentru placa peste parter.
Dacă în proiect există scară de acces la etaj, se montează și mustățile acesteia. Turnăm betonul în placa peste parter, de asemenea de clasă minim C30-37. Decofrarea stâlpilor de la parter și recepția betonului pentru aceștia se face după minim 7 zile. Recepția betonului după decofrarea plăcișii a grinzilor peste parter se face după 14 zile, cu păstrarea popilor până la 28 de zile. Aceste termene sunt valabile pentru elemente cu deschidere de maximum 6 metri și temperaturi de peste 15 grade Celsius. După realizarea structurii de rezistență pe cadre, putem trece la montarea zidăriei și apoi la celelalte etape constructive. Pe șantierele din România, în multe cazuri se ridică zidăria înainte de turnarea stâlpilor pe parter. Această soluție constructivă aduce cu sine avantajul cofrării mai ușoare. Folosind beton certificat, de la stația de betoane, și utilajele potrivite pentru turnare, riscurile pot fi minimizate. Respectați proiectul de rezistență. În proiectarea pe cadre, zidăria nu are rol structural, adică nu preia forțe seismice. Dacă se produce segregarea betonului în caz de turnare necorespunzătoare, soluția pentru remediere va fi decisă de proiectant conform normativelor în funcție de amploarea defectului. Se poate merge până la refacerea zidăriei. Dacă totuși alegeți să montați zidăria și apoi să turnați stâlpii, trebuie ca aceasta să fie aliniată la exteriorul betonului din stâlp. V-am prezentat turnarea fundației și a structurii de rezistență a casei în metoda cadre. Acum știți rolul fiecărei etape pentru realizarea unei structuri de rezistență corecte. Spor la treabă!